Vă salut, fraților, bine v-am găsit la un nou clip de Made in 2 Euro, serverul Tiger Ghost. Eu sunt Taker, vă urc o vizionare cât mai bună. Băi, și începem acest clip prin vânzarea jadului făcut înaintea clipului trecut. Jadul ăsta, care o să fie vândut pe 425 de oni. Bă, un super jad, max PV, absorție, prefacere, nu poate să-i zică nimeni nimic. E un jad extraordinar de bun. Și... cam aia e acum, ce să facem? 425 de oni. Asta a fost. Ce să mai... și acum avem un anumit buget. Un anumit buget pe care o să-l folosesc prima oară pentru a ne uita la itemele PVP care au mai apărut pe piață. Și după care să vedem și cu partea de risc cum facem. Pentru că știți că ne place și partea aceea de risc. Cam aia a fost. Și acum hai să ne uităm la niște iteme PVP, să vedem, poate a mai apărut ceva interesant. La armură, nu cred, deci mai interesant decât oțelul pe care l-am luat în clipul anterior, nu cred că o să mai găsesc. Ăsta e în continuare aici frumos, dar aș putea să dau pe el maximum 7 oni. Asta nu este ce trebuie, armura asta, nimic. Nimic. Bă, mă așteptam să vină mai multe oțele faine. Deci chiar mă așteptam să vină mai multe oțele faine, având în vedere că a fost serverul temporar, dar se pare că băieții nu prea au dat schimbă în aceste oțele. Îmi pare rău că nu găsesc nici măcar un oțel care să aibă skin-ul ăla plus 12 pe el. Deci exact ăsta ar fi 5 oni, dar nu am găsit deloc. Hai să dau mă de la 66. Dar nu, că trebuie să fie de 70, că dacă îi dai plus, după aia se duce skin-ul. Știi ce zic? Da, nu avem. Deci nu avem iteme de șaman foarte bune. O să dau aici și la coifuri. Poate găsim 1, 10, 5. Salabe șanse, evident. Deci nu-mi fac speranțe, fraților. Ia uite mă, 10 semi, 15 vând. Dacă avea 15 magie, ăsta era luat acum. Pentru că avem și banii. Ăsta are 500 PV. Ar fi interesant de schimbat. Dar nu prea mă simt încrezător în forțele proprii. În momentul de față, la capitolul scuturi. Ia să vedem, poate a mai apărut ceva mai interesant decât ce avem noi. Bă, ăsta e frumos. Imun, 10 semi, 12 putere, 8 dex, foarte fain. Ăsta are 5 atac pe 6-7, frumos. 45 de ani. Bă, n-am mai vorbit cu băiatul ăsta, bă, că și-l am la prieten. Trebuie să iau scutul ăsta pe la un 25 de ani. Na. Eventual pot să-l testez, pot să fac o comparanță între scutul ăla și scutul ăsta al meu cu 5 atac magic, să vedem dacă 12 dex o fi mai mult. Băi, ce părere aveți, fraților? 12 int, pardon, nu 12 dex, 12 int se o simți mai mult decât 5 valoare atac magic pe 6-7? Nu știu ce să zic, chiar nu știu ce să zic. Ar fi interesant, dar na. Da, la scuturi se pare că n-a mai fost nimic interesant pe aici. La capitolul cercei, până la nivel 70, mă, o fi ceva interesant pe aici. Cercei de abanos 15-15, ăștia nu o se vândă niciodată. Ăștia iarăși pușcării, sunt curios dacă a mai apărut ceva interesant. Al treilea bonus 20%, interesant și ăștia. Ia uite-l pe ăsta, 15-15-20 drop. Fine. Fine. Bine, nu mai fine decât aia pe care i-am eu în momentul de față. Vine și evenimentul de Paște. Bă, poate dăm un try și la evenimentul ăsta de Paște să vedem cam cum stă situația. 20 drop, 40 atac magic. E interesant, deci e foarte interesant ce se întâmplă pe aici. Bun, la accesorii arme nu cred că o să găsesc eu ceva wow, chiar nu cred. 12-10 critică, fain asta. Dar vreau să-i dau la ninja, că pentru că aici apar toate. Pumnal, arc. Ce pătrundere. Nu găsim nimic PVP. Deci PVP, fraților, n-avem. Aia e, partea de PVP nu prea există momentan. Pă, coliere până la nivelul 38. Ia să ne uităm ce găsim interesant aici.
Bine, ok, hai să dăm la coliere de 38, la, să fie toate colierele de 38. Nimic, de schimbă, ăsta are un KHPV cu 67, are, da, 15 săgeată, bă, dar avea 15 gheară sau ceva, era forță. Aici nimic, ok, și pantof până la nivelul 75, găsim și noi ceva interesant. Hai până la 77, găsim ceva interesant, chilin plus 9, ia. 15-15 chilin plus 9, ok. Aștia e mei. 15-15-10, 5 valori atac. Interesant și aștia. 2K-15-35 atac, nu sunt răi. Aștia iar foarte frumoși. Bă, de n-aș cumpăra eu toate itemele PvP, forță, da. Valoarea atacului, mamă, băi, frumos, rău de tot. Doamne, ce iteme faine. Tu ești pe critica ăștia. Băi, ce iteme faine, nu vine să cred. Ia să dau mă și la cercei până la level 25. Cine știe, poate mai fac un cont de 25 așa la mișto. Bine, nu cred eu că să mai îl fac prea curând, dar ar fi interesant. Băi, băiatule, ce ar fi aici? Ar fi foarte, foarte frumos. Bun. Bun. Măi, până una alta, fiți atenți la ce vreau eu să fac. Schimbăm 10 une aici. Vreau să iau valoroase de astea verzi. Poate azi este ziua cu noroc. Cel puțin eu așa sper. Să fie ziua norocoasă. Vreau, au 1, 2, 3. Mă uit foarte atent să nu fie 1 cu 8 uni, că chiar nu am chef să mai iau vreo țeacă de asta. Nici nu știu câte cufere am luat până în momentul de față, dar vreau să iau mai multe. Ok, se pare că nu este țecar băiatul. Au rămas cu 427 de uni. Am luat și cuferele. Sperăm să fie ceva frumos. Deci chiar sper să fie ceva frumos în momentul de față. Hai să mă uit și la cu costume, abilități, respingere, atacul spiritului. Ai șuat. Bă, hai mă, ce... aș putea să iau mai multe de aici, dar hai să iau. Una. Două. Trei. 4 5. Să vedeți cât de greu merg, băi. Deci merg extraordinar de greu. Respingerea asta cred că o să mă mănânce pe șaman. Dar o să fie un damage când o să se termine șamanul ăsta. Eu zic imperial. Imperial. Și ce aș mai vrea să fac aici la altele? Eu poate găsim o flacără. Flacăra dragonului cu B. Ia uite, 10 bucăți la 11, 88 de oni, 87 de oni, fiți atenți fraților. Luăm 81 de flăcări la 87 de oni și îi dăm și o schimbare în rubinul ăsta, excelent. Băi, dau și o schimbare pentru că dacă pică rezistență medie și apărare, posibil să-l echipăm, nu știu sigur. Dar asta e pentru content doar. S-a schimbat. S-a schimbat, nu vreau să mă uit la el momentan, o să mă duc să văd ce zice baba. Am o vagă impresie că este gol. Deci chiar am o vagă impresie că este gol. Dar sper să nu cobesc în momentul de față. Am auzit că este sclarvăstoare. Bă, vei avea noroc, așa mi-a zis. Deci hai să vedem ce noroc avem pe azi. Cortraconis normal. Attack site.
Hai mă, ne dai și nouă amuleta aia gardienilor. Deci dacă văd amuleta, sunt cel mai fericit om. Sincer, chiar sunt cel mai fericit om, pentru că este un item foarte, foarte rar. Mi-am dat seama și eu de lucrul ăsta. Cercios de tigru. Bă, de data asta nu-i mai ratez pe ăștia. Nu-i mai ratez că vorba aia, mi-a dat un cercel. Chit că era bun ăla cu rezistență la PC, dar e foarte ok și ăsta. N-o să dau mai mult de 15, mai mult de 7 KK pe spin, pentru că am făcut treaba asta data trecută. Bine, mă rog, ați văzut și voi că am făcut treaba asta data trecută. Odată mi-a dat Orison, dar per total eu cred că am ieșit destul de slăbuț. Hai mă. Mi-aș dori sincer să mai primim un Orison în momentul de față, pentru că bă, avem nevoie de Orison. Deci avem nevoie de Orison, sincer. Ăsta ce e? Un cufăr cu un soțitor din care luăm o nouă maimuță. Ah, șansele la o maimuță sunt cele mai mari. Nu știu, mai primești câteodată pe Angel, Nemere, dar Razador melee și altele nu prea am văzut să pice, din păcate. Licoare violet, cartea pescuitului, medalie de asta cu plus. Nimic, un citit concentrat aici. Marca gardienilor, aproape de amuleta gardienilor. Uite încă un citit concentrat, ar trebui să iau și citirile concentrate de acum încolo, pentru că mă mai ajută. Și cred că asta o să fac, fraților, de acum încolo. O să iau și citele concentrate. Nu o să mai dau doar cu capul înainte până la amuletă, pentru că merită. Sunt în jur de 50 KK cititul și nu cred că ar avea sens să nu îl iau în momentul de față. Într-adevăr, nu este negociabil, dar având în vedere că eu mai am nevoie de el, cred că fac o afacere destul de bună. Attack site. Haide mă, dăm și mie amuleta aia gardienilor, pentru că avem nevoie de ea să facem un test de la damage forță. Inelul secretelor. Nimic. Apărare site. Haide bă. Nimic. Orison. Bun. Hai că am luat și un Orison. Deci am luat cercidea de atac, am luat Orison. Acum doar amuleta aia ce ar mai trebui să vină și ar fi super. Deci chiar ar fi super. Bă, mă bucură și Orisonul ăsta. M-ar bucura mai mult dacă am avea ceva noroc și la rubinul ăla, dar ce să zicem acum? Haide mă. Haide bă. Extindere inventar. Și uite că nu mai am Yang. Ciudat. Sincer, chiar ciudat. Hai să citești și o respingere de asta, dar n-a fost să fie. Bun. Haide mă. Nimic. Ok. Nimic. Și ultima șansă. Ultima șansă, băieți. Haide, bă. Bă, n-a fost să fie, mă. Hai să-i dăm un schimb aici, prima oară. Ne uităm la Rubin. Pagubă medie, apărare, rezistență la pagubă medie. Bă, aproape de full PvP, dar cel mai probabil o să-l echipăm. Deci, o să-l echipăm, zic eu, pe acest șaman, ca să punem și rubinul excelent. Băi, fiți atenți, nu-mi vine să cred. Chiar nu-mi vine să cred. Forță mondială, deci chiar forță. Nu știu cât mai este unul pe piață în momentul de față, dar eu o să-l pun la vânzare, fraților, la 550 de oni. Și dacă 550. Nu, deci așa facem. Îl pun la vânzare, nu, ce 550, hai un 500, 525, ca să nu iau pielea de pe nimeni.
Dacă nu se va da până mâine sau cel târziu până poimine, eu zic că o să-l echipăm. Mi-aș fi dorit cu atac în loc de pagubă medie, dar este forță. Mamă, atât de aproape de full PvP, voi vă dați seama? Frumos, frumos, fraților, chiar frumos, nu am ce să-i zic. Ne-a lovit norocul, are dreptate, a avut dreptate baba pe azi, chiar am fost norocoși. Și hai să vedem și la Evantai. Obține rezistență la gheață pentru 2 secunde luptă. Bă, cam nasol asta. Cam nasol asta. Și avem aici niște exo. Eșuat, eșuat, eșuat. A mers, a mers. Eșuat, eșuat, eșuat. Avem o puncte la respingere până acum. Mai lucrăm la ea, nu e problemă. Bă, chiar mi-a plăcut. Deci, frumos. Frumos și cu Rubinu. A fost atât de aproape de un full PvP. Nu-mi imaginam, ar fi fost tank, dar și așa este super, fraților. Punem o mică pauză și revenim imediat. Bun, fraților, am revenit cu prezentarea unui Sura de nivel 105 de buget pe serverul Tiger Ghost. După cum se poate vedea, contul avea și caracterele, mă rog, are în continuare și caracterele pentru cioburi. Un cont de buget fără niciun stres. Avem 108 oni pe cont. Magazin premium personal 9 zile. Otrăvită plus 9, 45 medie, 8 metine. Armură placată cu os plus 5, 2 KPV, 5 pe foc, 5 pe săgeată. Coif plus 8, titan plus 8, talisman de gheață plus 0, 25, 20, 20, foarte, foarte fain. Papuși de foc plus 6, 1K jumate pe V5 critică, coif plus 9 cu atac cu 5 pe foc. Talisman de foc plus 4, bă, niște iteme frumoase și pentru farmat. Brățară 5 pe foc, 20 diavol, 5 pătrângeri, 5 pe atac, cerceis maral plus 8, colier lacrimă plus 9 cu 10 critică, curea plus 8. Bă, e un cont decent, deci un cont, fraților, foarte, foarte decent. Pet, berserker, antrenament. Că la capitolul MD-uri avem 12 și un KDJD-uri. Alchimia full, exact cum trebuie. Deci full cum trebuie. Contul by the way, vedeți că o să vină cu vreo 90 de oni pe undeva pe acolo. Sau cred că se poate achiziționa și fără oni, nu știu. O să întreb lucrul ăsta. 4 inventare deschise. Biologul care este la tăblițe și-a dus 20 până în momentul de față. Avem costum aură, bineînțeles, eșarfă de 19, P-ul la tăiși, P-ul la teamă, P-ul la armură vrăjită, P-ul la transformare, 26 de puncte la cal. Hai să mergem să vedem și cum bate contul ăsta. Avem și șamancă pe cont. Nu știu, nu mai știu 100% nivelul, deci nu vreau să vă zic vreo prostie. Mie mi se pare un cont foarte fain cu care poți să-ți faci treaba în beta, în fermecată, unde mai vrei tu, fără niciun stres. Adică, bă, ai costumul aur în primul rând, ai biologul sus, ai P-urile, lucru foarte important, calul nivel 26, iarăși foarte important. Nu avem pet, deci damage-ul, fraților, o să fie unul fără absolut nimic, deci nu o să bag niciun pește, o să bag doar energia asta de 5, pe care oricum oricine o bagă, eu fucking energie de 5. Și damage-ul în metine este de 10K fără alchimia activată. Și dacă activăm alchimia, deci damage-ul e fără site, fraților. Și dacă activăm și alchimia, damage-ul o să fie... Auzi, stai că sunt și pe tigur egal. Nici măcar nu eram pe mistreț. Dacă activăm și alchimia, damage-ul ajunge la 14,15K chiar. Bă, deci 15K. Stai puțin. 15K cu un cont care nu are amuletă, nu are site, nu are vânător pe pet. Ce poți să-i cer mai mult? Uite, fii atent, băgăm... Ba da, mă, site-ul aveam băgat. A, bă, pare rău, băieți. Deci aparent avem site băgat de 15K. Scuzați-mă pe mine. Nu. Deci dăm 15K cu site băgat. Asta, să zic așa, că a fost un mic fail. Nu mă așteptam la treaba asta, pentru că eu nu-l băgasem, vă zic sincer. Nu am de ce să mă ascund față de voi. Și cred că se vede și după reacția mea că am avut așa un mic șoc. Dar 15K, mie mi se pare un damage foarte ok. Fără amuletă, cu amuletă cred că ajungem nestingherit la un 20K, pe undeva pe acolo.
Iarăși, tritonul ăsta, hai să vedem cum stă situația. Nu facem bug de int, mai avem 200 de permise de trecere, 114 fasole dragon verde. Mă, mi-mi place, chiar îmi place. 16 ca în triton? 16 ca în tritonul ăsta? Bă, super damage. Talisman de gheață e plus 0, adică nu poți să zici că e wow. Băi. Setul acesta este al doilea bonus, mamă, dacă era primul bonus 15% foc. Frumos, băi, e frumos. Deci un cont chiar, chiar sexy, aș putea să, să spun. Îmi place. Îmi place, m-aș juca pe el. Raportat la preț, pentru că este, se vede că este un cont mai de buget. Îi dau nota 10. Nu prea am dat nota 10 la multe conturi, dar raport calitate-preț mi se pare top. Hai să pun o mică pauză, fraților, să vă arăt și șamanca. Bun, băieți, aceasta este și platforma cu șamanca. Avem și o breaslă de element pe o altă platformă care vine la pachet. Deci șamanca nivel 100, M6, M9, 19 puncte la conducere, deci imediat face și M1. Itemele de pe aici nu prea avem. Însumează în total 119 int. M6, M9, M7, M5, M5. Calul nivel 21. Deci cal, fraților, făcut pe șamancă. Biologul e la globuri. A dus 14 până în momentul de față. Neașteptat, deci chiar neașteptat. 314 GD-uri. La obiectele mele nu avem nimic. Și cam asta e contul, fraților. Eu îi dau nota 10 din 10, iar dacă voi sunteți interesați de el sau vreți chiar voi să vindeți un cont pe Metin2ro, mă găsiți pe Instagram, shop-ul Metin2ro. V-am pupat! Ciao!